Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă emisiune. De această dată încerc să discutăm despre cultură. Cultura care e un fel de cenușăreasă a celor care doresc să facă o scară a valorilor și mai ales importanța pentru care ar trebui să fie oarecum susținută în așa fel încât și ei să demonstreze cel puțin educația culturală sau că iubesc cultura cel puțin pentru a aduce argumente extraordinare că sunt oameni ocoși, cum spunem noi ardeneni. Dar mă rog, s-a pomenit despre sintagma conform căruia cultura nu este altceva decât o cenușăreasă în coada clasamentului finanțiștilor noștri. Să sperăm în zile mai bune, pentru că, spunea Cocălnicianu, un om care nu are cultură înseamnă că nu are istorie și dacă nu are istorie, atunci degeaba se mai numește stat. Ei, cel puțin pe această emisiune aș dori să prezint în așa fel încât noi să fim foarte, foarte bine dispuși, foarte veseli, pentru că toți suntem în preajma sărbătorilor și, apropo, să știți că am intrat în postul Crăciunului și am văzut un citat absolut superb al unui patriarh care, din păcate, nu mai există astăzi, dar el este în dreapta Domnului și care spune: în această săptămână în care trebuie să postim, aveți grijă, dragi români, să nu vă mâncați unii pe alții. Așadar am încheiat citatul din domeniul religios. Dar să revenim la cultură. Vorbim despre cultură ca act de educație, educație prin cultură, dar și cultură a turismului sau turism cultural, pentru că tot e la modă. Probabil că cei care se ocupă din punct de vedere antreprenorial în ceea ce privește efectul cultural, turismul culturii și beneficiile care se pot face prin cultură, s-au gândit ei cam ce ar fi și ce ar trebui să facă. Ei, eu cel puțin am șansa, am norocul, dar și plăcerea de a avea doi invitați de marcă cu care putem vorbi despre această temă destul de încălcită și probabil că destul de la distanță față de cei care se pricep la actul cultural, și anume doi invitați care știu ce înseamnă și cultura, pentru că ambii sunt instructori coregrafi, și unul dintre ei mai aduce și un plus a ceea ce înseamnă a fi un manager, un gestionar al unei agenții de turism. Așadar, cultură și turism sau turism cultural. Spun bună dimineața, sărut mâna și bine ai venit, Rodica Botârcă, instructor coregraf. Bună dimineața, bine v-am găsit. Și bună dimineața, Silviu Cârciu, instructor și manager, că trebuie să te prezint, că nu am ce face, nu spun firma la care lucrez, ca să nu fii invadat de atâta lume, să-ți mai crească un pic, uite ce fac, vezi, să-ți mai crească un pic targetul. Mulțumesc frumos, bună dimineața. Să vorbim despre ceea ce înseamnă cultură. Toată lumea se pricepe la cultură, este ca în fotbal. Credeți-mă, toată lumea se pricepe la fotbal, ridică repede, repede cartonașul galben, cartonașul roșu, mă, nu-i bine, uo, sau Dumnezeu știe ce mai fac, și în cultură e la fel. Credeți-mă că dacă voi, cu formația pe care o coordonați și pe care o pregătiți, urcați pe scenă, musai să fie în sală cel puțin un Gigi Contra, un cârcotaș, care o să spună, nu-i bine, uite cum se învârte aia, ăla la altul îi șchiop, vezi că i-o căzut mnădragilul ăla, la aia altă i-o căzut sutienul, mă rog, numai ce trebuie nu îi. Spuneți-mi, cum e să încerci, așa, din bucătăria proprie, din bucătăria internă, cum este să încerci să aduni acolo o grupă de tineri, indiferent de vârsta care e acolo, și să îi faci să îndrăgească atât de tare acel act cultural, încât atunci când urcă pe scenă, ei să transmită bucuria imensă de a fi pe scenă și de a purta costumul popular și de a putea să demonstreze că dansul pe care el îl fac acolo este original, este tradițional și că păstrează cu sfințenie acea zestre inimaginabilă a folclorului românesc. Cum e, Rodica? Foarte greu. Păi e foarte greu, în primul rând, să-i aduni. Tineretul din ziua de astăzi, mai bine, dar tineretul din ziua de astăzi nu prea tinde la dansul popular. Și atunci îi aduc, pentru prima dată, dacă sunt mai micuți, îi aduc părinții. Se completează cu colegii. Deci cei care vin și încep să danseze, încep ca să prindă câte ceva și aduc colegii. Le povestesc
colegii foarte curioși vin și rămân. E o temă foarte vastă care ați abordat-o dumneavoastră. Odată ce îi coptezi, ce vin și îți faci cât de cât o trupă, atunci începe greul. Atunci începe să ei vin, învață, încă nu au habar de dans. Ei se joacă, au poveștile lor. Încetul cu încetul încep să prindă dragul de dans popular. Când încep să prindă dragul de dans popular, ceea ce e în timp, în timp, pentru că la început e foarte greu. E foarte greu. Le predai figuri, nu le iese, încă nu știu pe ce lume sunt. Dau cu sângul dreptul. Când încep ei să priceapă, atunci încep să se simtă mai stăpân pe ei. Între timp se încheagă între ei relațiile de prietenie. Și încetul cu încetul devin o familie. Aici e secretul, să devină o familie. Acolo nu numai ei au aportul, avem și noi. Depinde foarte mult și de noi. Cum știm să-i ghidăm ca să devină o familie. Să nu devină bisericuțe, să nu... și așa mai departe. În tot cazul este o muncă titanică. Să încep de la zero. Deci o muncă titanică. Să te ocupi de toate astea, să-i și înveți, să îi și ridici. Pentru că după ce îi înveți și încep să prindă câte ceva, trebuie să-i ridici. Să te străduiești să-i tot ridici, să nu rămână să bată pasul pe loc, să nu cadă. Că atunci ei când deja simt că nu am, sunt, am priceput, îmi merge, știu un dan, știu două, deja tind să creadă eu sunt cel mai bun. Dacă nu au grijă și nu are și instructorul grijă, încep să cadă. Se blazează. Rodica, provenim cam din aceeași branșă. Da. A creatorilor, a oamenilor de cultură și artă, creator și interpreți. Bine, eu pe altă parte, eu sunt din breasla actorilor, cei care operează cu cuvântul, voi operați cu această abilitate extraordinară de a putea transmite foarte, foarte multe metafore, foarte multe sentimente extraordinare prin mișcările corpului. Și asta este o artă a dansului. În clipa în care eu profit de ocazia că fiind și cadru didactic, bineînțeles că știi foarte bine, conform acelor principii psihopedagogice, de a-i dirija înspre valoare. Dar, revin la breasla noastră, succesul de foarte multe ori în interiorul breslei familiei noastre naște invidie. Și naște, bineînțeles, și... un anumit tip de vendetism foarte, foarte subiectiv care de foarte multe ori și repede se transferă în egoism și după aceea de acolo începe viermișorul la mic, vorba părintelui cu citatul pe care l-am spus, suntem în post, încercați să vă mâncați unul pe altul. Acum, cum este greu să gestionez o astfel de însușire care se naște în interiorul omului? Și de-abia după aceea îți dai seama în clipa în care îl vezi că se produce pe scenă, în cadrul grupului foarte închegat, foarte bine regizat, pus în scenă, cu miză în scenă, cu intrări, cu ieșiri, pe ritm, pe bătaie, pe minut, pe secundă, că la voi așa funcționează, nu merge ca la mine că viteza cuvântului trebuie și după aceea. Nu, acolo e matematică pură. Și atunci, cum gestionezi o anumită chestie în care tu, în mod sigur, îl simți extraordinar din priviri, din ochi, datorită unui limbaj non-verbal al mișcării, îți dai seama că acolo trebuie corectat. Intervii? Da. Ce-mi place, zice, da? Da. Intervin nu numai când e vorba în execuție, deci îi vezi pe scenă dacă își iau cu ei egoismul, invidia, intervii, imediat îl corectezi, imediat îi spui, nu vezi că din invidie se vezi că ți iese egoismul. Trebuie să fii și pedagog, trebuie să ai și o anumită psihologie când predai. Nu se poate. De aceea e foarte complex. Da. A preda e foarte complex. Pentru că dacă vrei să-ți faci treaba bine, am înțeles. Dacă vrei să-ți faci treaba bine și pe toate planurile și să-ți iasă din toate punctele de vedere bine, atunci trebuie să fii și pedagog, trebuie să fii și un foarte bun psiholog. Pentru că intervin foarte multe chestii la copii, foarte multe chestii, care le duc și pe scenă, care sunt și în culise.
Și atunci trebuie să intervii prompt. Nu trebuie lăsat, pentru că dacă se lasă, ia amploare. E mai greu de corectat. Trebuie să fii mereu cu ochii în patru, cum se spune, și pe scenă și în culise. Și mai ales în culise, pentru că ce se întâmplă în culise, iau cu ei pe scenă. Și atunci încep cu din culise. Am înțeles. Nu le dai voie. Nu le dai voie să iei tin, să-și facă bisericuțe, mă înțeleg mai bine cu aceea, mă înțeleg mai bine cu aceea. Nu, încep să le distrugi, încep să, dacă e nevoie, iau și separat și vorbesc cu ei. Le explic chestia respectivă. Noi trebuie să fim o singură familie, nu bisericuțe, asta în grupuri. Se vehiculează în brașa noastră, da. Așa că acum dacă să ne ierte Dumnezeu. Dacă scenă în timpul dansului, ca automat în repetiții, lucrez numai la așa ceva. Mă mănâncă ceva așa în vârful limbii și trebuie musai să mă scarpin. Bătrânii spun așa că sunt 7 fete ca număr la un băiat. Asta este o statistică a Institutului Natalității. Silviu, îs ficiorii acolo. Îi un singur ficior și 7 se bat pentru el, Doamne iartă-mă. Se dezvoltă această luptă feminină pentru a fi partenera celui mai bun dansator băiat pe care Silviu îl simte ca și bărbat. Pentru că și noi ne uităm. Femeile se uită, critică, valorizează, ele se pregătesc foarte mișto, îți dai seama câte, să îmbracă frumos și cheltuie o grămadă de bani, nu numai pentru a fi foarte frumoase, ci pentru a ne provoca pe noi bărbații, ca după aceea noi să avem de ce să ne luptăm, că de asta ne luptăm. Și atunci, din punctul de vedere al instructorului coregraf, normal că îl observi și știi foarte bine că este unul care arată bine, că între a fi bărbat frumos și bine, e o mare diferență. Dar este câte unul care arată bine, mă. Și pentru ăla să luptă fetele, Doamne, Doamne. Ce se întâmplă atunci în relațiile dintre doi instructori când vorba rodicăi? Se creează aceste mici animozități care vin din interiorul artistului pe scenă și care vrea neapărat să fie în față, pentru că, vrând nevrând, asta este cea mai importantă însușire este stabilirea acelei cote înalte a esteticii imagine, pentru că asta se transmite. Și atunci tu știi foarte bine că scoți în evidență pe aceia care arată bine, care au o anumită poziție avantajoasă pentru întreaga familie artistică de pe scenă și care ridică targetul. Ce se întâmplă când unul dintre băieți nu prea îi convine perechea pe care i-ai oferit-o, cu toate că e foarte bună dansatoare, dar e prea mică, nu se învârte bine, nu se uită în ochii mei, sau dacă se uită atunci, vrea musai să fiu prietenul ei și eu nu vreau, că eu vreau pe alta. Cum gestionez chestia asta? Aici e puțin mai complicat. În primul rând, el trebuie să facă față la absolut toate partenerele. De aceea și... Ai auzit cum a spus, că trebuie să facă față la toate partenerele. Acum să nu se gândească cumva cei care ne aud la o chestie deviantă. Noi schimbăm tot timpul. Noi lăsăm cu aceeași. Noi în timpul repetițiilor încercăm ca fiecare băiat și fiecare fată să danseze unii cu alții. Deci la noi nu există că X are partenera Y. La noi X trebuie să danseze și cu Y, și cu Z, și cu fiecare dintre ele, atâta timp până îți găsește perechea potrivită. Dar pe scenă, un artist adevărat sau un dansator adevărat nici nu trebuie să se vadă pe fața lui sau pe expresia feței că lui nu-i convine că dansează cu o anumită fată. Ei bine, noi încercăm să lucrăm și la aceste elemente și, bineînțeles, asta necesită foarte, foarte multă repetiție. La noi intervine munca asta grea de a-l face pe băiat să-și dea cât mai mult interesul ca să fie pusă valoarea lui în scenă alături de fata potrivită. Ai fost dansator. Da. Ai simțit vreodată că perechea care ți-a fost indicată nu prea ți-a convenit din punctul de vedere al orgoliului masculin? De câte ori?
Au fost de mai multe ori. Hai, frate, ce mai ați? La fiecare se întâmplă. Dar v-am spus, pe scenă nu se vede acest lucru. Pe chiar dacă nu ne convenea, noi la urma urmei privim chestia generală per ansamblu. Și dacă per ansamblu arată foarte bine, atunci așa trebuie să respectăm și noi legea scenei. Am înțeles. Există o lege a scenei, nu? Care trebuie să o respecti, că îți place, există că acea convenție, există acea convenție, da, care este sfântă, care este sacră. Când pășești pe scenă, atunci este sacră scena, cu toată convenția ei, și nu joci nici ca în șanț sau pe șanț, dar trebuie să te și prezinți în așa fel încât cel care te privește să-i fie drag și să... Că eu am văzut bătrân din ăștia, Doamne Dumnezeule, ce cine așa, iai ce frumos ești, aia să nimeresc amândoi. Dar nu-și dă seama câtă muncă a fost și a Rodicăi și a lui Silviu. Nici nu-i voie să-și dea seama. Pentru ca ăia doi, într-adevăr, să constituie acea imagine în ochii privitorului, să-l facă pe ăla să spună, Doamne, binecuvântează că sunt superbi amândoi. Dar nici n-ar fi voie ca să-și dea seama, că dacă își dă seama câtă muncă investim noi în spate, asta înseamnă că el e conștient, el trebuie doar să stea ca să privească o poveste, să trăiască. Dacă ar ști câtă muncă depunem noi, el n-ar mai putea să trăiască așa. Nu li s-ar mai părea atât de cici și de frumos. Știi că există uneori critici, că există, da, asta există, este, că se pricep sau nu se pricep, asta este o altă treabă. Dar există de foarte multe ori unii critici care spun așa, zice, mă, atât de geometrică și atât de perfectă este coreografia, încât părăsește acea zonă de originalitate, de dans tradițional original, de unde l-a preluat, că acolo pe ea nu interesează când se duc în joc în vatra satului, că trebuie să fie linie și așa mai departe. Probabil că se uită faptul că trebuie scena, îți pretinde categorie, o anumită coreografie care să pună în valoare estetica acelui dans vizibil pentru fiecare spectator, indiferent din colțul și din punctul în care el se află. Și cred că aici este destul de greu. Silviu, pentru că faceți destul de multe tipuri de dansuri, probabil că nu numai cele care fac parte din zona etnofolclorică a Mureșului Inferior, poate că vă duceți și înspre... Abordăm toate zonele țării. Toate zonele țării, da. Așa. Spune-mi, te rog frumos, a trebuit să studiezi fiecare zonă a țării cu specificul ei, cu originalitatea, cu tradiția și mai ales să cunoști de unde, care este izvorul acelui dans pentru a face coreografia și a o îmbogăți cu aportul personal al lui Silviu. Da, teoretic trebuie să te documentezi înainte de a monta o coreografie nouă, pentru că există anumiți pași în dansul respectiv care pur și simplu s-ar putea să nu se potrivească pentru zona folclorică respectivă. Și, de exemplu, nu putem monta un pas din zona Sibiului pe partea de Maramureș sau... Și normal, tot timpul există, trebuie să te documentezi, trebuie să fii informat înainte de a crea coreografia respectivă. Trebuie să discuți cu anumite persoane din domeniu care, bineînțeles, vin, te ajută. Noi, de obicei, preferăm să invităm anumiți coregrafi din anumite zone pentru a monta și pentru a crea coreografia unui anumit dans. Asta te-a ajutat foarte mult să judeci așa și să faci coreografia în acest stil, încadrat în această, cum să spun eu, calitate pe care o susții datorită și profesiei tale dincolo de scenă. Bineînțeles. Când ești obligat să gestionezi, să te gândești, să prevezi foarte, foarte multe lucruri și să pui în balanță cererea și oferta în așa fel încât să ieși câștigător. Bineînțeles, un lucru niciodată nu îl vei putea realiza singur. Trebuie să ai un anumit partener de bază și de încredere și astfel îți stabilești toate conexiunile și relațiile pe care le poți avea atât în activitatea pe care o desfășori de turism, cât și în activitatea de folclor. Ce? Și acolo ai pe cineva de încredere plus încrengătura aceea în care absolut, tu investești cu foarte multă încredere? Da, cu siguranță, cu siguranță. Pentru că eu, de exemplu, vă dau un exemplu așa, modest. Eu, de exemplu, promovez pachete pe destinația Grecia.
Ei bine, eu am partenerul grec direct. Eu pur și simplu sunt doar o ramură a partenerului grec, prima mână, de altfel, pe piața turistică din România, unde partenerul spune, îți recomand unitatea de cazare respectivă, o poți recomanda cu încredere clienților tăi și atunci automat mă bazez pe cuvântul lui. Persoanele din afară niciodată nu te înșeală. S-a întâmplat cumva, ca în exemplu pe care l-ai dat, partenerul grec să facă o similitudine între Sirtaki, care nu este neapărat o componentă a culturii tradiționale grecești, și un dans de aici, de la tine, în așa fel încât în această întrepătrundere a interculturalității foarte diverse dintre două țări, diametral opuse ca și cultură, să poți să încerci ca tu să îi oferi aceste servicii pentru satisfacția lui, dar și a ta? Da, se poate, bineînțeles. Se poate, trebuie doar pur și simplu să se întrepătrundă lucrurile respective. Ai încercat să îi înveți și pe ăștia mici? Eu îi spun ăștia mici pe tine, adică, apropo, cam cât, care e vârsta, de la până la? Între 10 și 18, 19 acum. Ani, dar există acum. Și persoane mai în vârstă mai. Care, într-adevăr, doresc să Care sunt trecute de 20 da. De ani, avem chiar de 27 de ani, două persoane care au insistat și vor, bine, arată ca mai copilaș, așa, nu arată ei de 27 de ani, însă și-au exprimat dorința de a activa. Acum am luat mai mult. Înainte, deci înainte să plece toată așa, care ani de zile ne-am chinuit și erau deja foarte buni, era între 15-18 ani. Ei cum au crescut și au plecat pe la facultăți, prin toate părțile și ne-am trezit fără. Am înscris noi, că acum am început de la zero cu toți și am luat și mai mici. Deci, de aceea zice Silviu că cu vârste cuprinse între 10 și... Înțeleg. Da. Deci, Rodica, deci... să înțeleg că acest an ați început să creați o pepinieră. Da. Bineînțeles că acum grupul este mai mare. Selectarea celor care rămân vă aparține vouă sau le oferiți lor opțiunea de a-și da seama de calitatea lor, rămân sau nu rămân? În primul rând... le oferim noi opțiunea pentru a-și da ei seama, ca să nu le spunem noi, nu ai ureche, nu auzi muzica, ce știu eu, le oferim noi. Dacă ei insistă să meargă mai departe, în ciuda faptului, deci dacă ei nu-și dau seama, normal discutăm noi cu ei și îi facem să înțeleg, le spunem frumos în față, nu e vina lor, nu ai ureche muzicală, nu auzi, sau ce știu, astea sunt inconvenientele. Dacă ei decid să rămână mai departe pentru că s-au obișnuit și vor să rămână în familia aceea, pot să rămână. Așa cum pot să execute. Bineînțeles, nu vor fi în toate dansurile. Dacă pot să se descurcă într-un dans, vor intra. Am avut și asemenea cazuri care au vrut să rămână mai departe în ciuda faptului că nu se descurcau. Sau n-ai echilibru, nu poți să-ți faci piruitele acelea de viteză. Da. Nu o să te pot pune, nu riști să te pun chiar în linia a treia, nu riști să te pun, că doar, bine, te acopere linia 1, te acopere linia 2, dar cineva tot te vede, nu te faci de rușine, nu pe mine, pe tine în primul rând nu te faci de rușine. Și le explic întotdeauna, nu te pun în acest dans pentru că nu vreau tu să te faci de rușine. Nu vreau pe tine să te fac de rușine. Pe mine, da, zice, pe cine a pus-o pe scenă, n-a văzut, coreograful. Trece. Dar tu, în primul rând, te faci de rușine. Cum rezolvi problema care, vrând, nevrând, accepți, nu accepți, dar ea se întâmplă. Ea poate fi argumentată, demonstrată, palpabilă, concretă, atunci când se nasc contradicțiile dintre posibilitățile calitative ale celui care există în familie și dorința părintelui care vrea musai neapărat să-și vadă copilul vedetă, dar nu se potrivește una cu cealaltă. Da, eu am foarte multe cazuri de acestea, foarte multe. Nici le pot număra. Spun clar, eu sunt de obicei directă. Nu umblu cu menajamente, cu în spate, bine, că vai, știți, lasă că spun copilul, nu duc cu vorba pe nimeni, nu duc cu preșul pe nimeni. Clar în față, la părinte în primul rând, dacă e vorba de un copil mai mic, deci nu unul de 17-18 ani, lui îi spun direct, uite, asta este situația, nu faci față, mie, cel puțin rândul 1, trebuie să meargă stas.
nu faci față, nu te descurci, nu asta, nu te fac nici pe tine de rușine, nu-mi strigi nici mie coreografia, pentru că eu, în primul și în primul rând, respect legea scenei. Aici cred că trebuie să fii extrem de abilă, pentru că fiind vorba de două categorii de vârstă, modul în care trebuie să îi spui exact că în artă nu există compromisuri, ori. Și atunci categoria de vârstă, unii, spre exemplu, sub nivelul acela mediu de vârstă, care merge până la 5-6 ani, acolo e vorba de lacrimi și acolo e vorba de ceea ce percepe el cu sufletul. Ăia la alți, în schimb, e vorba de orgoliu. Știu prea bine. Deci, cu orgoliul la cei mari, le spun direct, atâta insist și atâta stau de vorbă până când înțeleg. Deci, și întotdeauna, până la urmă, au înțeles. Chiar dacă ei se simt că aș vrea, le explic frumos. Una e să vrei și alta. Poate nu e vina ta. Nu ai ax. Nu toată lumea se naște cu ax. Nu ai inclinația aceea. Tu o faci așa, robotic, pentru că îți place și vrei. Dar nu poți. Eu am un stas, eu respect legea scenei. La cei mai mici, primul rând, vorbesc cu părinții și le spun clar. Fata sau băiatul dumneavoastră, așa. Bineînțeles, cu dovezi, pentru că și părinții. Fără să vii, să ai dovada, le spun, puteți să veniți, după ce v-am explicat totul, veniți, asistați la repetiții și vedeți dacă am sau nu dreptate. Dumneavoastră singur să vă dați seama. Și pe urmă, automat trebuie să vorbești și cu copilul, chiar dacă e mic. Trebuie să explici, pentru că deși e mic, el se simte dat la o parte, pus mereu în spate, neputincios. Sau mai există o situație în care vine copilul și spune, încerci, predai un dans nou, o figură nouă. Nici cum nu poate. Trec, repetiții, toată lumea știe, el nu. Îi ceri și spune, nu pot. Și eu îi spun, eu am o replică, nu există nu pot. La caz, la care știu că într-adevăr nu poate, îl las în pace. Dar simt copiii care pot ceva, un complex, ceva intervine în care nu poate să-l depășească acel complex, situația aceea și el spune, nu pot. Și eu îi spun, ba poți. Și chiar am avut un caz în care îmi urlă, deci urla, efectiv. Nu înțelegi că nu pot, tu știi mai bine decât mine că eu nu pot, de unde știi tu că eu nu pot? Și spun, simt. Și spune, nu cred. Bun. Și îl iau la o parte și încerc. Știu exact că e dintr-un complex, dintr-un, o chichiță mică, ceea ce nu poate depăși, pentru că nu o poate, nu o știe. Și încrederea în el. Foarte mulți nu pot să depășească toate aceste obstacole din cauza că n-au încredere în ei. Nu au destul. Când mie îmi plac cei care mai tupeiști. Aceia care sunt mai tupeiști, aceia pot. Da. Care sunt puțin mai retrași, mai sensibil, mereu găsesc câte un obstacol și nu pot să-l treacă pentru că imediat sunt complexați sau ce știu eu ce se întâmplă în ei și zic nu pot. Și atunci le lucrez cu ei, depășesc și întreb, mai spui că nu pot? Și spune, nu, nu am asta să-mi mai spun niciodată. Nu da, mai spune, cazuri, da. Am cazuri, mi s-a întâmplat și încă nu de mult, în care efectiv urla, așa nu mai putea. Nu pot, nu înțelegi că nu pot, eu nu pot, tu știi și mai bine. Și acum e foarte bun, probabil. Da. Și acum e urmează foarte... să da, pentru că s-a redescoperit pe sine, probabil că tocmai această particulă de încredere, datorită ție și datorită abilității de a-i putea scoate în evidență calitățile, ai făcut să-i crească stima de sine. Da. Asta este foarte important. Și mai sunt secrete. În fiecare figură care o predai, în tot, există un secret. Dacă tu ca instructor, când există, sunt alții foarte receptivi care îl văd figura, o și fac. Foarte receptivi. Sunt alții care învață, prind mai greu, nu pricep. Tu trebuie să le desfaci figura pe bucățele. Dar și dacă ai desfăcut-o, există un secret. Care dacă nu îl spui, nu îl arăți, nu o să poată să facă niciodată. Deci, instructor să fii, dacă nu știi secretele... Da. N-ai nicio șansă. Dar cred că instructorul coregraf trebuie să fie și el însuși un
om care are calități extraordinare, demonstrative, pentru că categoric, de la partea teoretică, explicativă, cu micile secrete care sunt acolo, de multe ori dacă nu-i demonstrezi, categoric, atunci probabil că el va înțelege, nu va simți în schimb. Categoric, însă este mai ușor de demonstrat, deci arătat, decât a deține secretele. Foarte multe secrete le simți, le știi tu, adică le descoperi tu. Le descoperi. Nu neapărat, nu ți se vând. Noi, eu le vând, de exemplu. Eu le vând, imediat îi spun. Dar trebuie să simți la fiecare în parte. Apropo, știi ce spuneau cei care încercau să învețe pasul extrem de complicat, să învețe cu ghilimele, da, să mă corectez, pasul extrem de complicat al așa zisului bărbunc țigănesc. Nu se învață niciodată, ăla se fură. Exact, se fură și se simte. Ăla se fură, da, și se fură și pentru se că simte. Pe urmă trebuie să-l simți tu, să-l execuți. Dacă nu-l simți, este un fel de robotism prin care nu transmiți nimic, dar nici nu-ți iese. Nu, nu, nu. Deci bine, trebuie să-l se susești. Întâmplă de multe ori, eu mă uit, costumele sunt foarte frumoase, e adevărat, da, înfocate, pentru că ăsta este neamul, da, da, atât, da, de înfocat, în, încât spunea cineva, un coregraf care observa jocul țigănești în perfecțiunea calității lui, spune, e atât de înfocat încât arde până și iubirea. Superb, da, spus. Dar acum, Silviu, nu știu dacă ai întâlnit, habar n-am, dar eu te întreb, oameni și tineri care vor neapărat cu tot sufletul să fie exponenți cultural pe scenă, să fie vizibili, să fie vedete, să fie aplaudate, să fie arătate cu degetul sau, așa cum se întâmplă la noi, se mergi pe stradă, să se șoptească, nu știu ce știi, și să sunt extraordinar. Dar tu simți în el, pentru că există din punct de vedere al configurației artistului în interiorul, în profunzimea lui, oameni care au ritm interior, dar nu și exterior, pentru că există un ritm interior, mai ales la interpreți se întâmplă, dar acolo nu prea se vede, în schimb la dansatori, acolo se vede, vorba rodică, dă cu dreptul în stângul și cu amândouă în pământ. Deci ai întâlnit oameni care au ritmul interior. Dacă tu îi cânți, vezi după bătaia capului că el menține ritmul ăla ca un metronom. Când îl pui să joace, mă, frate, face un pas împiedicat, că și dacă ai vrea să-l înveți așa, nu poți. Ai mai întâlnit? Da. Cum, da, rezolvi o astfel de situație în așa fel încât să dezvolți în el ceea ce povestea Rodica, stima de sine, încrederea în sine și curajul execuției de calitate, dar nici să nu atingi acel orgoliu al viitoarei vedete. În primul rând, primul lucru, una e să îți dorești să faci și al doilea e chiar să o faci, chiar să faci acel lucru. Știi ce se spune în lumea noastră a actorilor? Mă, știi care e cel mai bun actor? Nu ăla care se preface a fi personajul, ci cel care este. Exact, exact. Așa se întâmplă și la dansatori. Una e să-ți dorești, alta să-i faci. De la a dori până la a face, aici intervenim noi și relația noastră direct cu dansatorul respectiv sau cu persoana respectivă. Noi trebuie să îi insuflăm dorința de a exersa cât mai mult. Cu cât exersezi mai mult, cu atât te perfecționezi. Și bineînțeles că din interior pleacă spre exterior. Dacă tu știi să-ți controlezi interiorul și știi și reușești ca și coregraf să-l faci pe dansator să transpună în exterior, atunci ai succes. Dar câteodată ai și eșecuri, pentru că nu toți dansatorii... Sunt anumiți dansatori care într-adevăr execută, dar nu simt. În momentul în care execuți, ești doar pur și simplu un robot, un pion pe scenă. Dar în momentul în care transmiți ceea ce execuți, atunci într-adevăr ai succes. Aveți o configurație, cum să spun eu, un fel de sinopsis al diferitelor dansuri pe care le execută ansamblul vostru și care sunt cele care vă aduc cel mai mare succes, dar care pun în valoare și dansatorii. Cel mai mare succes, toate dansurile pe care le transpui îți aduc succes, însă sunt anumite zone care într-adevăr te perfecționează și te ridică în valoare. Spre exemplu, spuneați și dumneavoastră dansul țigănesc e foarte frumos, este foarte greu să poți să faci
un român să danseze ca un țigan. Și dacă nu știi să-i insufli puterea respectivă de a dansa și de a depune cât mai multă energie să într-adevăr să-și dorească să facă acest lucru din suflet, atunci s-ar putea să nu, să nu danseze într-adevăr ca un, ca un țigan. Bine, să danseze, adică să păstreze acea originalitate și frumusețe a focului ardent al dansului. Da, nu la modul că se danseze țigănește, țigănindu-se pe scenă. Nu neapărat, nu. Nu. Și într-adevăr aici intervin nu numai dansurile țigănești, ci absolut toate zonele țării, și din Maramureș, și din Bistrița, și de pe Valea Mureșului, și absolut toate zonele țării. Trebuie să știi să-l faci să trăiască într-adevăr ca persoana din zona respectivă. Ai avut vreodată în plan să îți faci, din punctul de vedere al managerului de turism, un traseu turistic în așa fel încât noi, din branșa noastră, mergem și facem turnee. Așa, și atunci, ți-ai făcut un traseu turistic în așa fel încât să te încadrezi în ceea ce spun politicienii, turism cultural, care să fie benefic și pentru tine, și pentru ansamblu, dar să crească valoarea stimei de sine a ansamblului pe care îl conduceți. Apropo, simt nevoia să spuneți numele ansamblului, că nu-i face niciun fel de popularitate, pentru că trebuie să știe lumea. Da, am și făcut așa ceva. Ansamblul se numește Ansamblul Folcloric Zestrea și noi participăm anual la câte un turneu internațional sau poate de două ori pe an sau nu neapărat să fie internațional, poate să fie național. În momentul în care ne deplasăm undeva în afara țării, automat intervine și activitatea de turism, pentru că trebuie să stabilești traseul respectiv, trebuie să-ți faci, să-ți organizezi cazarea într-o anumită locație, trebuie să stabilești grupul pentru care tu mai departe vei desfășura activitatea de folclor, să vină populația respectivă din zona respectivă ca tu să poți să-i transmiți ceea ce vrei să demonstrezi. Vezi cum vorbește ca unul care a terminat masterul în gestiune financiară a afacerilor în turism. Așa, deci cum? Cum e? Și în moment, înainte de a pleca de acasă, tu trebuie să-ți pregătești toate elementele respective. Traseul, cazarea, masa unde vei lua, locul de prestație a activității, a dansului respectiv unde îl vei face. Și astfel îmbinându-le, reușești să ajungi Te gândești și la publicul care vine să vă vadă, pentru că aici este foarte important atunci când e vorba de acel sector al impresariatului artistic, care trebuie să aibă grijă categoria de public care este invitată sau cine vine acolo, din ce pătură socio-economico-profesională face parte acel public care vine, pentru că degeaba te duci și vin rapper și ăștia care se dezmembrează în sală, că normal că nu o să aprecieze dansul popular. Deci te gândesc și la aceste componente? Bineînțeles, bineînțeles, pentru că noi ne selectăm turneele la care participăm. Avem invitații de peste tot din Europa și din afara Europei și noi ne alegem turneele la care să participăm. Spre exemplu, am avut turnee unde totalitatea participanților erau în jur de 1200-1300, doar de participanți, exceptând cei care erau invitați spre a ne vedea prestația noastră pe scenă. Și astfel noi le alegem și unde suntem invitați și așa tot timpul participăm. Te-ai gândit vreodată care este înțelesul semantic al acestei ziceri pe care au înființat ăștia care n-au ce face și stracii stau și atunci le clocește mintea câte ceva, dar nu înțeleg de ce au spus-o. Turism cultural. Da. Cam unde se găsește, cam ce înseamnă în așa fel încât fiecare dintre cei care ne privesc acum la secțiunea Video FM a Radio Târgu Mureș să înțeleagă ce înseamnă turism cultural. Că există turism rural, turismul bucătarilor, turismul nu știu ce, aia cred, noi stăm acum, facem un ceaun și facem, unii spun guiaș și alții spun gulaș. Și între ele amândouă e așa o diferență că ăla nu cunoaște ce e mâncarea asta, ăla nu știe ce e altă mâncare. Astea sunt niște chestii din punctul meu de vedere minore, însă populația nu prea cunoaște acest sens. În primul rând, pentru a putea
presta activitatea de turist propriu-zis, trebuie să ai puțină educație în ale turismului. În sfârșit, cineva rostește cuvântul, că tot timpul asta am spus. Turismul nu înseamnă altceva decât, se bazează cel puțin pe două principii, recreere și îmbogățirea propriilor cunoștințe prin educație. Exact. Noi, prin ansamblul nostru, încercăm să le insuflăm tuturor dansatorilor și tuturor persoanelor care vin la noi în agenție de a face aceste două lucruri. De a se recrea, în primul rând, pentru că vorba aceea, tragi ca un nebun un an de zile, lucrezi una într-una ca să, ce? Să te duci un pic, să te simți și tu confortabil, da? Iar în al doilea rând, în locul respectiv în care te duci, să mai poți să și vizitezi câte ceva. Să și cunoști ceva despre zona respectivă. Nu este suficient să călătorești, să te duci 7 zile la un all inclusiv, să stai cu burta la soare și numai să stai să mănânci. În activitatea respectivă și cât stai, ai nevoie de puțină plimbare, ai nevoie de un masaj de relaxare, ai nevoie de o activitate care într-adevăr să-ți umple ție Îți trebuie timpul. Cunoștințe cel puțin generale din fiecare activitate, fie că e vorba de istorie, cultură, tradiții, bineînțeles, a acelei localități unde primiți oamenii? Bineînțeles, ai nevoie. O persoană nu e suficient să te duci doar acolo și să stai în zona respectivă. Dar în clipa în care vin aici, pentru că bănuiesc că nu doar trimiți oameni, ci și primești absolut. Turiști, îi duci la Sâncrai sau acolo la voi la, să vadă spectacole? Noi să vadă... avem trasee anumite trasee create de anumite programe create de agenția noastră de turism, unde clienții străini care îi aducem în țară le pregătim o seară de folclor, le stabilim un traseu undeva în țară, într-o zonă tradițională. Se poate, de exemplu, să duci câțiva străini la o stână, să vadă cum fac ei acolo, o tocană, o mămăligă, o brânză. Da. Le-ai explicat la ăla care vine din Goa, spre exemplu, ce înseamnă cuvântul zestre, ce înseamnă cuvântul dor? Absolut. Absolut. Deci acceptă ăla, că ăla fiecare... să uită cu ochi de bovină melancolică și nu pricepe ce aia. Da, da. Ei în primul rând văd și în al doilea rând simt. Asta încercăm să insuflăm noi tuturor clienților. Deci care asta vin. Este extraordinar și asta este beneficiul și calitatea formidabilă și inegalabilă a actului cultural. De a transmite între doi oameni care nu s-au văzut în viața lor, dar de a transmite valori umane tocmai prin aceste interferențe ale actului cultural. Este extraordinar. Rodica, da. Mă gândesc așa, că noi bărbații suntem mai impetuoși. Nu știu cum e, dă-i cu capul în grindă, după aia mi-a crescut un cucui și de-abia după aia mă gândesc care este, de unde a pornit chestia asta, că văd efectul, că îl simt, dar după aceea încerc să caut de unde a pornit. Există acest dans care este de Crihalma, da, din zona asta, în care foarte mulți care îl văd pentru prima dată se uită și zic așa, eu acum îl transfer în limbaj fonetic ardelenesc. Tu l-ai, Doamne, muiere să... și să facă bărbunc, apă aia e fătărău. Ce e ăla? E greu să înveți să fii femeia bărbat pe scenă, pentru că trebuie să treci dincolo de conceptualitatea fiziologică a stării profilului tău psihologic încadrat în ceea ce conștiința ta se manifestă ca atare și să joci rolul unui bărbat și mai trebuie să fii și mai bun decât el, dacă se poate. Nu e greu. Ia uite mă, femeia, nu e greu. Scurt și la obiect, nu e greu, nu e dificil deloc. Nu e greu. Nu e greu. De ce? Cum pot să fac piruete și să fiu mai feminină și să-mi fac partea aceea? Pot exact la fel, pentru că deja am o anumită experiență, nu vorbesc ca profesionistă. Da. Eu vorbesc din punct de vedere a ansamblurilor folclorice care sunt amatori. Ca profesionist, normal, nimic nu e greu. No, Silviu, totul e ușor. Și noi bărbații trebuie să devenim câteodată foarte feminini în felul în care oferim o floare, să nu spună că ducem o mătură în mână. Eu sunt de concepția că toate femeile au o latură masculină în ele. Nu, dar și bărbații au o latură feminină. Dar bineînțeles, nu mai trebuie ca să o pui în aplicare. Normal, femeile și au pus, ne-au luat pantalonii, noi nu știu că nu am fusta. Și nu se știe niciodată. Așa, deci nu. Din moment ce poți să înveți și partea să o execuți, de ce nu ai putea să-ți bați picioarele, să joci bărbunc? De ce nu? Am dansatoare, așa, dansatoare,
care, în timp ce lucrăm cu băieții, sau lucrează Silviu cu băieții, plictisindu-se, încep să învețe partea băieților. Execută figurile și, de băieți. Așa de bine încep să le învețe, încât de multe ori când nu am parteneri la fete, dansează ele cu fetele. Dar s-a întâmplat să fie vreun băiat acolo care să se învârtă în jurul axei sale pe călcâi? Nu! Se întâmplă, dar câteodată amețesc. Numai din glumă. Câteodată amețesc și se lasă pe gubaș. Și nu spune băiatul, frate, nu, e mult mai greu să fii fată decât băiat. Numai din glumă fac și, piruete imită. Da, dar nu, e mai dificil, vă dați seama, e vorba de ax și la fete când le învățăm, până învață piruete, durează foarte mult, pentru că trebuie să aibă și ax, trebuie foarte multe. Cel mai greu de învățat piruete. Eu știu, trebuie să vă spun o mică întâmplare, asta așa, o mică paranteză, atunci când mi-am făcut ucenicia în învățământ, că pe vremea aceea așa, după ce terminai, te trimitea la țară să culturalizezi masele. Și am fost trimis la sat, că acolo se trimiteau toți dascălii, așa, și îmi spune gazda, zice, duminică este joc în sat, nu vii la joc? Păi zic, eu mă duc să mă uit un pic, nu, că vii și te bagi în joc. Păi nu știu, las că te învăț eu. Și gazda mea mă învață. Bun, când am să acolo, ea am văzut că se îmbracă. Și când începe? O fusta una, fusta a doua, fusta a treia și după aceea, cum zice ea, mi-a luat rochia de barșon, adică de catifea. Da. Dar era catifea aia grea, nu era aia reiată. Nu, e acea oglindă și e aceea grea. Grea, mă, și 3-4 fuste, nu știu ce. Dacă și, trebuie să aibă cădere. Da, ea era cam mititică de înălțime și îmi zice, dascăle, ai grijă când mă îmbât să nu te seșeri cumva. Mă gândeam, asta care e cât un băț de chibrit, nu știu. Și m-am dus acolo, nu spun Rodica, la prima învârtire m-o secerat. Eu n-am văzut altceva decât numai poale albe, cipcă, dantelă și nu îndrăzneam să mă uit mai sus ca să nu-mi dea careva una în cap. Așa că e foarte greu să te învârți în jurul axei. Și eu am și întrebat-o cum dreaptă. E. Și să rămâi dreaptă. Că făcea un fel de pas împiedicat. Spune 1, 2, ca să-și pună piciorul drept în față și să se învârtă în ax, dar și după melodie. Da. Nu e ușor. Piruetele sunt foarte grele. Sunt fete, de exemplu, care, deci eleve vorbesc, care se mai lasă, nu continuă să vină, tocmai pentru că nu au ax. Există. Te chinui cu ele să le formezi axul, da, te chinui. Dar dacă chiar nu au, n-ai ce să faci. Păi în jocul ăsta de pe câmpie al nostru, care este specific zonei noastre, eu mă gândesc acolo la, în acea zonă folclorică, Râciu, Nima Râciului. Da, și acolo, înspre interferența cu Bistrița, în care pe sub mână de 3-4 ori, dar când a treia oară o aduce aici, o mai și prinde și o mai și învârte de aici, o dă după mână și iar o mai învârte aia, zic, frate, dacă te pune cineva acolo, ori trebuie să chemăm salvarea, că aia îi se face rău. Dar nu vi se pare că e greu, dar nu asta doar până înveți. Dar n-are nimic, mă frate, că să uită aia și îmi zâmbește. N-are nimic, încă-ți cade bine să da, mă, frate, dar, normal, dar nici nu transpirăm. Mă, dar mai cât o învârte, mă, pe aia. Una într-una. Una într-una până învață. După ce învață, nu mai se joacă cu elementele respective. Da. E o joacă, deci îți cade și bine. Tu, dacă le știi deja și le-ai exersat și știi dansul, încă îți face plăcere. Și încă vrei să fie mai viteză, așa, să nu mă plictisesc. Că eu de multe ori am auzit așa că se uită la cetrean și hai mă, bagă. Păi, da, nu. Adică bagă viteză, nu tăndălii acolo ca ardeleanu. Păi, bagă, mă. Bineînțeles, trebuie să bage viteză, să simți că dansezi. Să ai satisfac. Vai de mine, Dumnezeule! Ce fel de spectacole aveți acum? Pentru că acum e adevărat că suntem în post, dar probabil că sunt niște spectacole care sunt adecvate, care sunt potrivite în această perioadă. Nu mă gândesc numai la colinzile acelea tradiționale. Chiar azi dimineață, înainte de a veni încoace, am văzut niște colinzi absolut superbe din zona Bucovinei, cam din anul 1885, cântate absolut superb de un cor de voci foarte bine armonizat, dar ciudat. În clipa în care și cântau la două, trei ferestre, că nu știai de unde provine, deci simțul ăsta al esteticului de a putea oferi publicului în stereo posibilitatea de a avea acces și să simtă, să trăiască fiecare bucată muzicală este extraordinar. Mă gândesc că și pe scenă așa se întâmplă, dar în afară de scenă,
Ați avut vreodată posibilitatea să puneți ansamblul Zestrea să joace în public, în afara spațiului scenic, la vedere, în aer liber? Da, se întâmplă. Și cum e? Foarte frumos și foarte lejer pentru toată lumea. Încă te simți și mai bine. Normal. Da, muzica să fie tare, să asculți muzica și să trăiești dansul. De dansat poți să dansezi și acasă în baie, poți să dansezi și pe balcon, poți să dansezi și urcând scările. Mă, Dumnezeu, că știu eu pe din ăștia care când fac duș, știu când fac duș, că se cutremură blocul, că la urlă n-are nicio voce, dar mă rog, dar el urlă. De dansat poți să dansezi oriunde, poți să dansezi oriunde. Atâta timp cât ai ceterașul lângă tine... Silviu, n-ai încercat să faci niște exerciții tip flash mob în care să antrenezi lumea ca și cum lumea încă nu știe. Intră unul, cântă, dansează, se adună. S-au organizat într-un mall mare din Târgu Mureș. Da, că am văzut în mall. Da. Bine, în mall, este un spațiu piața teatrului. În piața teatrului, dar cum să nu? Cum să și nu? Cum e? Cum se simt tinerii aceia? Da, liber. Da, foarte liber, foarte liber și vă spun sincer, persoanele care pur și simplu nu aveau absolut nicio legătură cu dansul, stăteau, filmau cu telefon, au lăsat telefoanele jos și au plecat să danseze împreună cu dansatorii noștri. Deci, dacă asta... știi să transmiți, automat și starea ta de spirit este mult mai... Și acum, dacă ai ajuns la această piesă a filozofiei conceptuale, a ceea ce simte creatorul, artistul, interpretul, adică dacă știi să transmiți, atunci nu e nicio problemă. Costumul popular îmbrăcat îți conferă un plus valoare în ideea de a transmite cu mai multă mândrie și responsabilitate ceea ce faci pe scenă? Sigur, sigur că da. Este mândria ta ca popor să... îmbrăcat, păi o regină, un rege, da. Un ce știu, când își ia imediat ținuta aceea de gală, da. Nu se simte, nu dintr-o dată din poziția asta îți vine să te îndrepți și să stai drept. Ba da. Exact, ba așa da. Și costumul popular. Și costumul popular este tot un fel de haină de gală a regelui. Și chiar bine că voiam aici să vă atrag. Nu e o capcană, ci voiam să vă atrag înspre aceste calități extraordinare a faptului că scena are și emite unele pretenții și îl taxează foarte concret, fără drept de apel, pe cel care nu le îndeplinește. Modul în care se vorbește despre ținuta scenică. Pentru că multă lume nu pricepe. Voi, coreografii, în schimb, o înțelegeți probabil până la perfecțiunea geometriei ei. E foarte importantă. Pentru că în clipa când urci pe scenă trebuie să ai ținută. Și acum, nu o să dau exemple pentru că n-am voie să dau exemple, cu toate că așa o poftă și o pornire am să dau. Să ne limităm. Dar nu mă lasă deontologia profesională. Se întâmplă așa. Există scena și există pantalonii, adică delimitările spațiului scenic lateral. Așa. În spatele pantalonilor, de foarte multe ori, dintr-o anumită poziție în care eu mă găsesc în calitate de spectator-observator, îl văd pe ăla care se pregătește să intre în scenă sau perechea respectivă. Nu-ți spun că el crede exact efectul capului de struț în nisip. El crede că dacă este după pantalon, nu-l mai vede nimeni, adică partea pe care el nu o vede de public. Și atunci ori își bagă degetul în nas, ori își bagă sau își pune mâna acolo unde nici regele n-are voie să-și pună mâna când este într-un cadru oficial și strică toată imaginea, pentru că pe scenă, scena este ocupată de un solist care probabil trebuie completat în spate cu o imagine a dansatorului care să împlinească și să sublinieze ideea cântecului de a transmite frumusețile de pe scenă. Și atunci îl vezi pe ăla că se pregătește, mă frate, îl strigă toată imaginea. Se întâmplă ca voi în repetițiile generale, înainte de a urca pe scenă, să vă duceți în diferitele puncte a scenei și să vă observați cadrul scenic în așa fel încât să observați unghiurile din care să-i spuneți, acolo nu sta... Tot timpul, în permanență facem. Așa. În permanență, pentru că, părerea mea, nu este vina lui care nu se controlează, autocontrolează, deși presupun că fiecare coregraf, fiecare le spune, asta ai voie, asta n-ai voie, vezi, nu sta așa, vezi, controlează-ți mișcările și dacă nu te vezi, este vina noastră dacă nu stăm să ne uităm
Și în momentul acela ai și corectat, atragi atenția, pui la punct chestia respectivă. Deci este a cel conducătorilor. Este la fel, se întâmplă și la fel ca atunci când ochiul stăpânului, cu ghilimele, ochiul instructorului coregraf de pe scenă are acel cadru vizual în care el e ca un om care se uită pe tabla de șac și vede toate piesele. La fel se întâmplă și atunci când tu îți gestionezi afacerea în așa fel încât toată întâmplarea aceea este sub spațiul vizibilității ochiului tău și știi exact până unde trebuie să trimiți, să transmiți pentru a obține rezultatele scontate. Exact, exact. Dacă apare o mică greșeală, automat ceva nu merge. La fel ca și în dans. Și greșeala respectivă trebuie îndreptată. Cu voi trece foarte repede timpul. N-am avut voie să mă uit la ceas, că dă urât pe camere, la tot mă uit, mai am încă 2-3 minute și în 2-3 minute te rog frumos, Silviu, să transmiți celor care privesc ansamblul Zestrea, celor care fac parte din anturajul modului în care tu îți câștigi existența, să le transmiți ceva în așa fel încât să faci combinația, joncțiunea foarte, foarte potrivită între cultură și turism, turism și cultură. Nu? Da, da. Da, aici e puțin mai, nu neapărat dificil, însă sfatul meu, atât pentru cei care doresc să desfășoare o anumită activitate, indiferent că e turism sau dans sau așa, să încerce să le îmbine, iar asta nu o poți face decât pur și simplu prin a întreba persoana respectivă sau a te documenta tu foarte bine. Trebuie să fii foarte educat și foarte bine informat pentru a putea să desfășori orice activitate, indiferent din orice domeniu. La noi, poporul român, este, avem noi concepția aia că noi știm să le facem pe toate, noi știm să dregem absolut tot. Însă, în părerea noastră, nu e foarte adevărat. Ca să faci un lucru bun, trebuie să fii bine informat și bine documentat și mai ales să ai persoanele de lângă tine care, într-adevăr, te pot ajuta să îndeplinești un anumit lucru. Pot să spun și eu ceva foarte, legat de foarte acesta. Frumos ți-a pasat legătura pentru că vorbeai de familie. Așa că te rog, completează-l. Eu vreau să... M-am pus în locul lui puțin. Așa. Și aș fi rezumat așa. Dragi copii care desfășurați activități culturale, nu faceți pas înapoi. Orice vi se oferă de a pleca în altă țară, în țară, de a călători împreună cu ansamblu sau oricum, faceți-o. Iar, dragi turiști, oriunde v-ați duce, în altă țară, la noi în țară, și există un spectacol cultural, nu treceți pe lângă el, intrați și vizionați-l. Eu aș spune așa. Absolut superb, dragi oameni buni, iată o încheiere mai frumoasă, mai superbă decât aceasta făcută de către oaspeții mei, Rodica și Silviu, cărora le mulțumesc încă o dată pentru amabilitatea de a fi aici în studioul Video FM Radio Târgu Mureș. Până vineri viitoare, vă spun ca de obicei, oameni buni, fiți binecuvântați. Doamne ajută!